Dar trebuie să stea liniștit că o să-i despachetăm cadourile. Primiți câte multe cadouri a primit în ultimele două zile. Asta. Ioana, că nu-i doar în astea, da? Dar bine este rasele. Strigă, așa trăim noi. Chiar dacă valul este împotrivă, strigă și cântă cu noi. Chiar dacă multora le este frică, noi dansăm prin ploaia care pică din nori și viața o trăim în diferite culori. Am pus pauză în caz că nu te-ai abonat deja, să dai un subscribe și like videoului nostru. Suntem aproape pregătiți să plecăm cu Matei după ce am întâmpinat probleme de dimineață, fiindcă a vomitat un pic. Ui, trebuie să scoate. Da, acum e aici și plecăm în prima lui excursie. Ești fericită, iubito? Da. Na. Cam asta e starea. Ia-l trage, eu filmez. Stați să vedeți pe cine avem noi aici. Deja filmează. E, toți filmăm. Nu, mama, Matei, nu. Am ajuns, mami. Gata, iubitul, gata. E un pic trist. Cine e aici? Iubitul. Timi, eu venit cu o idee. Vrei asta? Nu, eu venit cu o idee. Eu venit cu o idee să filmăm, să-i facem o poză aici în niște flori. Cred că-s bujori. Și așa mergem la mama femeii noastre și o să trebuie să-i luăm și ei. Vrei, Înger? Cu drumul, iubită? Foarte plăcut, să zic. Cum a fost, Matei? Foarte cu minte. Sper să fie așa de toate drumurile noastre. Toată viața. Îl iau cu tot cu scoarică? Da. Și scoatem acolo sau cum facem? Hai, iubire, la aia. Se deranjează lumina asta. Măcar bine că nu poate soarele. Hai să-mi fac mâneza asta mai bine. Am ajuns într-un oraș tare frumos din Bayern și ne dorim să-l prezentăm un pic, dar nu știu cât timp vom avea. Cred că invers, să-l țin un pic cu picioarele mai jos. Și acum mergem aici. Dar nu cred că se poate intra. Iubire, am o veste tristă, nu se poate intra. Ba da, se poate intra, uite acolo la Blumen. Unde? Hmm? Unde? Merge să vedem. Pai rog că Timi trebuie să-l care, e foarte greu, scoica noastră e foarte grea. Poate ar fi trebuit să-i punem o păturică sau ceva. A, uite, a, nu aici. Dar am parcat fix în capăt, ce am luat. Nu-i nimica, mami. Hei, nu-i nimica, uite. Ok, hai. Este o șmecherie, dar nu știu eu cum să-ți pui așa cumva mâna. Așa cumva și să ții scoica, da? E ok. A, da, e plantație de bujori. Mamă, câte mă bucur la intrare. Aici, chiar e intrare. Are dreptate, Timi. A, uite, sunt și cuțite. Eu aveam foarte ca la mine.
balcon. Ne punem să facem niște poze și... Las că așa l-o obișnuim cu preotul. Matei și cadourile lui. Câte cadouri bine, tati. Să vezi că mi-e creștinare. Tati, să vii să le zici mulțumesc. Mergem mai departe. Pam, pam. Cine ține la cuminte? Pam, pam. Pam, parilingam. Am găsit aici parcarea maximă oră. Ne ajung la oră, nu? Ne grăbim, alergăm. Unde copilul? Lasă. Fără copii. Sau dă-i drumul, dă-i drumul la cărucior. Când ajunge acolo, Marian. Și zi la Anca să-l prindă. Și zi la Anca să-l prindă. Da, stai că vin eu acum, stai. Bani. Trebuie să plătim parcare. Tu te dai un euro mărunt și filmează tu. Te-ai chideau la Vigi să filmeze, că-și face o farsă. Du-te repede, filmează, dar cu ăsta. Te-ai pornit deja, iubirea, acum ai de drumul. Uite-te cum mai plătit. Bă, ce pot să mă certe? Bă, iubire, ai grijă, bă, iubire. Mega, am văzut cum ăsta. Am ajuns în Bamberg. Prima excursie a lui Matei. Și încercăm să vă arătăm câteva locuri din... Să știți că ăsta e cel mai frumos oraș din Bayern, după München, bineînțeles, care e reședință de județ. Dar e un oraș tare frumos. Așa facem. Uite ce bine le stă. Trebuie să le facem o poză. Așa facem când am scăpat de copil. Da. Așa facem când vin părinții și scăpăm. Ce? Când vin mai cum ajutăm la mine și am lapte mult. Așa facem, le luăm mașina și pe drum. Și le zicem, mergi să-mi pam pe care da. Să stric, vând copilul, vând copilul. Cum să vinzi copilul? Uite, aici poți să faci test. Vreau să faci un test? Doar pentru că e fără angăt. Cum e fără copil? N-avem nicio grijă. Știu că e pe mâini bune. Sper, adică. Ce fac oamenii aici? Sunt oameni care sunt vegetariani și iubesc animăluțele și fac pentru animăluțe.
Dar când mănânci porcul? Când mănânci porcul? Termină, nu mănânc porc. Deci n-am mai văzut atâta lume de o grămadă de timp, nici măcar în România poate că n-am văzut atâta lume. De când s-a relaxat situația și aici e plin, foarte plin. Am lăsat copilul. Bine și tine, am scăpat de copil. Am scăpat de copil, iubire, și hai să ne punem la terasă. Hai, tu te găsești loc. Uite aici. Am găsit o terasă. Și o să ne punem. Și după plecarea la terasă, nimeni n-a filmat la terasă, deoarece a fost prea preocupat. Și eu mă rugam să nu plăm ea. Dar ce ți-ai comandat? Vă ce-o primit acum, vă ce-o primit Virgil? Ca bărbat. Ah, da. Invers trebuia. Păi ce bea Timi? Și ce beau eu? Să ne bucurăm de... Eu mai ales. Virgil, eu nu pot să le țin chiar pe toate, dar e ok, n-am. Am și acest aparat și... Dar am vrut neapărat pe aici la umbrele! Sunt doar câteva, dar arată foarte drăguț. Vă dați-mă ce zic oamenii când noi stăm cu camerele și copilul. Stă liniștit în cărucior! Din păcate nu ne-am bucurat așa mult de orășel, dar o să mai venim odată. E tare frumos. Și Matei a fost foarte cu minte. Termină în acest fel. Noi am ajuns acasă. Matei a fost relativ cu minte pe parcursul zilei. Din păcate nu am mai apucat să filmăm tot pentru că noi nu ne-am mai întâlnit de mult așa, cel puțin eu nu m-am mai întâlnit mult așa cu prieteni și socializarea. Am cam uitat de filmat sau na, ne-am luat cu altele. Gata, Matei. Matei a dormit tot drumul către casă și acum acasă a făcut un pic scandal și văd că începe din nou. Dar trebuie să stai liniștit că o să-i despachetăm cadourile. Priviți câte multe cadouri a primit în ultimele două zile. Astea sunt doar din ultimele două zile. Plus că Matei, dragule, pe tot parcursul tău de când are doar 6 săptămâni și câteva zile și a primit foarte multe cadouri. Le mulțumim tuturor prietenilor și familiei și suntem fieri. O să fie foarte fericit când o să-i arătăm. Da, și noi suntem binecuvântați să avem asemenea prieteni în jurul nostru. Da. Bun, și o să începem să desfachetăm, Matei. Hai să vedem ce ai primit. O să începem cu acesta, că este așa micuț și finuț. Și am primit și de aici, uite Matei, ai primit două căciulițe cu Mickey, ai primit o pereche de pantalonași, un tricou foarte drăguț de vară, Hello Ocean, the boys are coming, asta când o să mergi la ocean cu tatăl tău. Și încă două body-uri, Matei. Asta e un fel de unboxing la cadourile lui Matei. Da, despachetare. Asta e. Facem despachetarea cadourilor. Fina noastră. Pentru asemenea cadouri trebuie să apelați la fina noastră. Da,
Și mai avem o prietenă aici care face așa ceva. Da, dar sunt zone diferite. Da. Așa că pentru Nürnberg, Amberg și Bamberg. Nürnberg, Amberg, Bamberg, Anca Filipovici și München unde șaisem, oba șaisem. Avem David. Lavi Pintescu, cu Pinti și Pintescu. Care l-am primit de la Raul. Raul tragem așa și cântă. Normal, trebuie să mai aduc până sus.